Bun, deci am mutat acel cuib de la două rame care s-a dezvoltat foarte, foarte bine. Și acum tot ce rămâne de făcut după ce l-am mutat, i-am pus rame goale, l-am extins, tot ce rămâne de făcut este să îi pun un tratament cu acidul formic. Pentru a limita varoa. Ia să aduc un pic de acid. Am adus acidul. Câte un pic. Așa. Bun, după asta putem să-l închidem. L-am organizat frumos, totul e în regulă. Trebuie un bețișor. Pentru a facilita evaporarea acidului formic, punem diafragmă. Un diafragmă, podișorul. Așa. Și aici am o matcă neagră de culoare care se poate, să zic așa, se poate mulți, dacă dorim acest lucru. Bun. Asta este gata. Acum o altă situație este că această colonie, care și ea este micuță sau a fost micuță, mai departe, trebuie și aceasta, trebuie să-i dăm loc și acesteia, cu o parte de din culegătoare va fi preluat. De această colonie va fi preluată de. Deci această colonie va prelua o parte din culegătoarea respectivă. Scot diafragma care despărțea cele două colonii. Așa. Și acum să vedem cât de mare. Dau mai înapoi. Să vedem cât de mare sau mic a fost această colonie. Că o să preia foarte bine o anumită putere. Am rame goale, stropite cu nectar. Mă interesează un pic cât de bine s-a dezvoltat. Destul de bine. Atâta timp cât a adus nectar după diafragmă. Sunt sigur că e plin de puiet totul.
se vede. Luăm ramă cu ramă încet. Aceasta nu este chiar așa tare dezvoltată ca celălalt, dar aici este prin cu larvat. Bun. Deci mai departe. Foarte fain. Iată, și puietul acesta este de calitate foarte, foarte bună. Bun, acum că am văzut cum arată, nici nu mai deranjez mai încolo, nu e nevoie. Nu e nevoie. Aici e puiet larvar. Am câteva rame care producătorul a decis să le facă la limite. Așa. Deci are puiet larvar. Asta e cu mâncare. Iar aceasta e goală, într-o oarecare măsură. Aceasta goală o pun lângă. Lângă puietul larvar, ramă cu mâncare și diafragma aceasta. Și l-am extins și pe el un pic. Aici totuși mai este necesar, da, să-i mai adaug încă două rame. Mă duc și le aduc. Am adus și aceste două rame. Acum și lui îi aplic tratamentul cu formic. Ceva de menționat la tratamentul cu formic este că până în momentul în care ajungem la 30 de grade, temperatura exterioară 30 de grade, până atunci voi folosi un formic de concentrație de 60%. Când o să mă apropii de temperaturile exterioare de 30 de grade, atunci voi trece la concentrația de 40%. Bun, o să trecem mai departe. Continui aici un alt pitic. Deci aici este dezvoltarea coloniilor mici, să zic așa. Și în 10 zile trebuie să ajungă la la o dezvoltare destul de mare încât să putem face primii roișori din ei. Acești roișori se pot face destul de simplu. La cum îi voi face anul acesta, pentru că merg pe dezvoltare. Bun, iată ce s-a întâmplat aici.
Asta era un pic mai măricel și acum va fi și mai mare la cum îl văd eu. Deci se poate dezvolta fără nicio problemă. Nu știu câte rame cu miere i-am oferit, dar au primit tot timpul. Au primit tot timpul mâncare și aici mai este o ramă care ar trebui teoretic descăpăcida. Odată ce vine cu mâncare la ea, n-ar mai fi nevoie de descăpăcit. Așa de mult n-am mai umblat la el, că aici și-a făcut și trântori pe diafragmă. Îi îndepărtăm, nu-i lăsăm. Avea aici o gaură în diafragmă. Bun. Ia să vedem în ce stadiu este de dezvoltare. În ce stadiu? Stadiul este că a venit mătcuța până aici cu ouăle, deci asta este o ramă ce trebuie extinsă. Aici merg pe ambele capete. Ia să vedem. Aici sunt ouă. Ouă. La prima impresie așa este o matcă care preferă colectarea de miere. Și am să o extind în ambele capete. Precum vedeți, aceștia nu au ceai deasupra. Este, cum să zic eu, vreau să văd o diferență. Nu e foarte aglomerat cu albină, dar în două săptămâni va umple lada, la mijlocul lunii mai. Deci ăștia sunt prăpădiții aia care erau pe două rame. Ăia mari au plecat și am rămas eu cu ăștia mici să-i dezvolt. O matcă neagră, da. Exact cum mă gândeam. Deci aici am regină negră pe linia asta. În prima serie voi face regine roșii, după care voi trece la o serie de regine negre. Urmăresc să aibă instinctul de roit mic, chiar dacă e neagră. Să nu sară așa la față dintr-o dată. Bun, cuibul foarte bun, mă uit după sănătatea acestor albine.
arată bine, totuși are o... Parcă consumul e un pic depășit de, să zic așa, creșterea de puiet este mult mai mare decât aducerea de nectar. Nu este nicio problemă, fiindcă este o colonie care se dezvoltă. Asta trebuie înțeles la coloniile astea care au plecat de la 2-3 rame, că până să ajungă ele să acumuleze, să se facă acel echilibru între albina tânără și culegătoare, consumul intern de către puiet este mai mare decât ce poate aduce culegătoarea, fiindcă culegătoarea este mult mai puțină decât puietul care iese. Deci este o diferență mare. Fiindcă acum 2 săptămâni el avea 4 rame, deci cu legătoare avem 2 rame, vreo 10.000, 5.000, să zicem, 5.000 de culegătoare. Asta în mare parte, s-ar putea să fie 2.000, 3.000. Și puietul care iese să fie undeva la 20.000 și consumul deocamdată este mai mare decât acumularea de hrană. Bun, aici văd că are și rezerva de miere, dar e puțină, pentru o colonie ca asta este puțină. Astea sunt capetele. Deci trebuie să vezi și dimensiunea coloniei în dezvoltare pentru a echilibra un pic hrana. Dar pe aceasta este hrană suficientă. Da, e în regulă. Bun. Cuibul e cam gol. În schimb, în laterale are mâncare. Și atunci îi fac așa, nu este un lucru exagerat. Punem o ramă goală în capătul acesta. Deci aici aceste colonii sunt cu regine negre pe care le urmăresc. Totul a pornit de la dezvoltarea, de la 2 rame, și atunci îți dai seama dacă gena albine este problema sau dezvoltarea, adică ceea ce am făcut eu. Așa. Încă o ramă goală în capăt. Ar mai trebui să introduc aici o ramă, dar nu știu dacă va încăpea. O să încerc să o introduc. Nu știu dacă voi putea, încercăm. Mâncare. Nu cred că voi putea.
Este o... Ia să vedem. Da, am văzut problema. Trebuie să curăț un pic ramele. Bun. Cam atât la această colonie. Iată reginele negre. Fac și ele treabă. Și ne vedem în filmul următor.